doua parte din rugăciunea de restaurare, în Psalmul 51. Miercurea trecută am început Psalmul 51, rugăciunea pentru restaurare. Am citit atunci primele 6 versete și aș vrea să citesc acum în continuare de la versetul 7 până la 13. Psalmul 51 cu versetul 7. Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb ca zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie, ca să se bucure oasele pe care le-ai zdrobit. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate fără de legile mele. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, și reînnoiește în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Amin. Hai să ne amintim cum a fost și ce am învățat în prima parte. În introducere am spus de ce avem noi nevoie de rugăciunea prin credință. Noi când ne rugăm, ne rugăm prin credință. Și de ce este nevoie să ne rugăm prin credință? De ce este nevoie să ne rugăm prin credință? De ce nu ne putem vorbi cu Dumnezeu prin vedere? Adică să-L vedem lângă noi, să știm că ne ascultă, stă aici. Noi trebuie să avem credință, nu-L vedem. Noi zicem, oare ne ascultă Dumnezeu sau oare nu ne ascultă? De ce trebuie să ne rugăm prin credință? De ce nu-L putem vedea pe Dumnezeu? Dumnezeu este Dumnezeu aproape. Poftim? Din aproape. Și din ce cauză nu suntem aproape de El? Ce este între noi și El? Păcatul. Asta am învățat săptămâna trecută. Păcatele voastre ridică un zid de despărțire și îl împiedică să vă asculte. Și vă împiedică pe voi să-i vedeți fața lui. Spune profetul Isaia în capitolul 59. Din cauza păcatului avem nevoie să ne rugăm prin credință. Și care este condiția preliminară pentru restaurare? Și asta este rugăciunea de restaurare. Care este condiția preliminară? Mărturisirea păcatului. Mă rog, asta este doar primul pas, dar putem să spunem și așa, la ce mă gândeam este îndepărtarea păcatului, îndepărtarea zidului sau dărâmarea acestui zid, acestui obstacol care este între noi și Dumnezeu. Și atunci vom fi restaurați. După ce Adam a păcătuit și Eva, ei au fost scoși afară din grădină și a fost puși niște pasnici acolo, niște herovini. A fost pus o gardă și ei n-au mai putut să intre în prezența lui Dumnezeu așa cum a fost înainte. Și ca să fie restaurați, ca să ajungem din nou în grădină, între ghilimele, în prezența lui Dumnezeu, în cer, păcatul trebuie să fie îndepărtat. Bine, și am învățat în primele versete săptămâna trecută, pentru restaurare, primul pas este confesiunea sau mărturisirea păcatului. Și am văzut ce înseamnă mărturisirea, sigur, se face înaintea lui Dumnezeu, confesiunea, mărturisirea înaintea lui Dumnezeu. Și am văzut în versetul 3, spune aici David, îmi cunosc fără de legile, păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Nu este ceva așa general, știu exact și nu mai pot să scap de asta. Imaginea păcatului meu mă urmărește tot timpul. În versetul 4 spune David, numai împotriva ta am păcătuit. Săptămâna trecută am arătat care a fost păcatul lui David, cum el a comis adulter cu acea femeie Bathsheba și apoi a complotat și a făcut planuri cu vicleșug ca să-l omoare pe soțul ei. Și totuși el zice, împotriva ta, Dumnezeu, le-am păcătuit. În primul rând, David l-a atacat pe Dumnezeu prin ceea ce a făcut. Și după aia a făcut rău și celorlalți, inclusiv familiei lui. Și profetul Natan, când a venit la el și l-a mustrat, asta a fost reproșul. Când David a recunoscut și a zis, da, am păcătuit, Natan a spus, prin ce ai făcut tu, ai dat ocazie dușmanilor lui Dumnezeu să bagiocorească numele lui. Deci asta a fost pagba cea mai mare. Și întotdeauna, indiferent ce ne fac nouă alți oameni că ne greșesc sau ce pagubă ne facem unul la altul, cea mai mare pagubă este a lui Dumnezeu din cauza păcatului. El este cel mai afectat. Numai împotriva ta am păcătuit. Acesta este adevărul.
spune în versetul 6, tu dorești adevărul să fie înăuntrul omului. Acesta este adevărul. Să nu avem nicio scuză, să nu ne ascundem păcatul și să mărturisim păcatul nostru. Bun. Următorul pas în restaurare este curățirea. După ce am mărturisit păcatul, păcatul trebuie îndepărtat, trebuie curățit, trebuie spălat, trebuie să dispară pentru a fi refăcută părtășia cu Dumnezeu și umblarea cu Dumnezeu pentru a fi făcută restaurare. Și cine se duce la doctor, ne spune Domnul Iisus Hristos. Numai cei bolnavi se duc la doctor. Numai cei care și-au confesat păcatul, care și-au mărturisit păcatul, care au recunoscut păcatul așa cum face David aici, îmi cunosc bine fără de legile, aceștia vor să-și scape de el. Numai cei care recunosc bine că nu mai pot să meargă, că sunt bolnavi, aceștia vor să se și ducă la doctor. Aceștia vor să primească și tratament. Aceștia vor... Numai cei care se văd mizerabili și urât mirositori vor să se și spele. Amin? Dacă nu te vezi în felul ăsta și dacă nu te recunoști în felul ăsta, zici că nu, n-am nevoie, sunt încă, sunt bine. Dar dacă îți vezi păcatul așa urât cum este și mizerabil și îl confesezi înaintea lui Dumnezeu, atunci următorul lucru este să fii curățit. Vrei să scapi de acel păcat. Vrei să fii curățit. Numai cei murdari în mociri la păcatul lui strigă după curățare. Și în versetul 1 și 2, confesiunea a început de la versetul 3, practic, dar în primele două versete vorbește despre curățare. David strigă, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după mila ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. David spune, știu bine care este păcatul meu și acum te rog, Doamne, să-l ștergi, să-l anulezi, să-l speli, să-l faci să dispară. Ai milă. Curățește-mă de păcat, spală-mă. Și apoi trecem la versetul 7. David din nou spune, curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb ca decât zăpadă. Vedem mizeria păcatului. Păcatul aduce mizerie în viața omului. Și David simte această mizerie a păcatului. Sigur, sunt folosite niște metafore aici, dar este același lucru. După cum un om este nespălat și hainele lui sunt mizerabile și miroase, și dorește să se curețe, tot așa și sufletul care este împovărat de păcat simte această mizerie. Și David strigă. Este important să înțelegem că numai Dumnezeu poate să curețe și să îndepărteze mizeria păcatului. Și voi fi curat, spune David, curățește-mă tu, Dumnezeule. Spală-mă și voi fi mai alb ca zăpada. Este ceea ce spune și Isaia, capitolul 1, versetul 18. De vor fi păcatele voastre oricât de mizerabile, oricât de roșii, se vor face ca și zăpada albe. Dar numai Dumnezeu poate face asta. Sunt unii oameni care se înșală și spune, a, timpul rezolvă tot. Timpul nu rezolvă nimic. Numai Dumnezeu poate să rezolve problema cu păcatul. Păcatul nu trebuie lăsat să treacă timpul. Trebuie mărturisit. Trebuie recunoscut. Trebuie văzut. Trebuie adus înaintea lui Dumnezeu. Timpul nu rezolvă nimica. Asta este doar o amăgire a filozofiei umane. Sunt unii oameni care cred că banii vor rezolva, dar o fac un cadou acum și l-am împăcat. Dar mi-am răscumpărat greșeală. Nimeni nu poate să îndepărteze păcatul și efectele lui, nu poate să curețe păcatul decât numai Dumnezeu. Acum, Nathan a venit la David. Și David știa cine este Nathan. Și vedea cum Dumnezeu lucrează prin el. Dar David nu i-a zis lui Nathan, curățește-mă. David a strigat la Dumnezeu, curățește-mă. David n-a încercat nici singur, ca și rege, să se curățească. David n-a încercat nimic altceva. Ci a strigat la Dumnezeu, pentru că numai El poate să curățească mizeria păcatului. Versetul 8. Fă-mă să aud veselie și bucurie, ca să se bucure oasele pe care
le-ai zdrobit. Vedem aici un alt aspect ca și o consecință a păcatului, tristețe. Păcatul aduce tristețe. Și ia bucuria, tristețea păcatului. Aduce un gust amar. Este puțin dulce la început, spune în cartea Evrei despre Moise, că a ales mai degrabă să sufere o cară împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Este puțin dulce la început și apoi îți lasă un gust amar și aduce tristețe. Și îi ia bucuria și aduce frică. Adam în grădină a spus, mi-a fost frică și m-am ascuns. Fă-mă să aud veselie, zice David. Vreau restaurare. M-am săturat de tristețea asta. Acum, David era încă pe tron. Am spus data trecută, trecuse aproximativ un an de la păcatul lui și până la clipa mărturisirii. Dar fapta aceasta, David a mușamalizat, a făcut să dispară totul. Nimeni n-a putut să arate cu degetul pe David, dar spune fapta aceasta n-a făcut Domnul. Și în anul acesta David n-a mai simțit bucuria pe care o avea înainte ca și copil al Domnului, ca și slujitor al Domnului. Și a simțit mizeria, a simțit tristețea păcatului, a simțit chiar și frica. Versetul 9. Întoarceți privirea de la păcatele mele, șterge toate fără de legile mele. Când vrem ca cineva să nu se uite la noi și să-și întoarcă privirea? Când ne este rușine. Aceasta este rușinea păcatului. La fel, Adam și Eva în grădină, când au păcătuit și n-au ascultat de Dumnezeu, dintr-o dată au văzut că sunt goi, s-au văzut așa cum sunt. Și ce au făcut? Au încercat să se acopere. Și au pus la oaltă frunze ca să se acopere golucina. De ce? Fiindcă le era rușine. Și au văzut că sunt goi. Aceasta este rușinea pe care o aduce păcatul. Întoarceți privirea de la păcatele mele. Păcatul ne face de rușine. Șterge fără de legea mea. Apoi versetul 10, David strigă tot în această secțiune despre curățarea păcatului, anularea efectelor păcatului și consecințelor păcatului. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, și reînnoiește în mine un duh nou și statornic. Păcatul aduce ruină. Aici este ruina păcatului. Dărâmă, prăbușește, strică și rămân în urmă numai dărâmături și numai ruine. Păcatul aduce ruine. De aceea avem nevoie de restaurare. Și în versetul 11 și 12 sunt niște, dezvoltări ale aceluiași punct. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu, versetul 11. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Ruina păcatului aduce separare de Dumnezeu. Când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu i-a scos afară din grădină și n-a mai putut să fie împreună cu Dumnezeu așa cum a fost înainte. Dacă cineva este mântuit, păcatul lui îl face să piardă părtășia și binecuvântarea lui Dumnezeu. Ceea ce spune David aici în versetul 11 este ceva ce se putea întâmpla pentru Sfinții Vechiului Testament. Nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt până la Rusalii, ne apropiem de sărbătoarea, sau mă rog, de ceea ce oamenii sărbătoresc ca și Rusalile, atunci când Duhul Sfânt a venit peste ucenici și a intrat în ei, cum ne-a spus Domnul Iisus, până acum a fost cu voi, dar acum va fi în voi. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt nu locuia permanent în oamenii lui Dumnezeu, așa cum locuiește astăzi în credincios. Până în momentul în care ai auzit Evanghelia și ai crezut, ați fost pecetluit cu Duhul Sfânt care v-a fost făgăduit. În Vechiul Testament, pentru că Domnul Iisus Hristos nu făcuse încă ispășire pentru păcat și nu putea să fie trimis Duhul Sfânt nelimitat ca să umple nelimitat și să locuiască permanent pe credincios, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu venea peste oamenii lui Dumnezeu și îi părăsea atunci când ei păcătuiau.
venea peste oamenii lui Dumnezeu pentru anumite momente și pentru anumite lucrări și îi părăsea. De exemplu, cum este la noi acum plinătatea Duhului Sfânt, când ascultăm și ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu, suntem plini de Duhul Sfânt și când nu suntem plini de Duhul Sfânt, atunci și locuirea Duhului Sfânt era în aceeași pachet cu plinătatea. Nu doar că nu erau plini, dar Duhul Sfânt pleca de la ei. Așa a pățit Samson, așa a pățit Saul și alții. Și David înțelege bine lucrul acesta. Duhul Sfânt nu mai era cu el și spune, sau mă rog, era în pericolul acesta. Nu lua de la mine, spune David, Duhul tău cel Sfânt și nu mă lepăda de la fața ta. Se referă aici, așa cum Saul a fost lepădat ca și rege, ca să nu mai slujească pe Domnul. Păcatul aduce ruină, aduce pierderea părtășiei cu Dumnezeu, aduce separarea de Dumnezeu și, de asemenea, în versetul 12, dăm iarăși bucuria mântuirii și sprijinește-mă cu un duc de bunăvoință. Am menționat și mai înainte puțin în versetul 8 despre tristețea păcatului. Iată, David mărturisește, nu mai am bucuria. Când vezi un creștin trist, un creștin nu trebuie să fie trist. El poate să fie preocupat de anumite lucruri, de anumite, mă rog, hai să zicem îngrijorări, dar nu sunt îngrijorări. Sunt încercări care vin peste el, dar nu trebuie să fie trist. Un creștin care este trist, este o problemă acolo în viața lui. David spune, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Păcatul i-a luat bucuria mântuirii. Și păcatul aduce ruină. Dacă îmi recunosc păcatul și dacă îmi recunosc mizeria lui așa cum îl vede Dumnezeu, dacă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu fără scuze și spun, da, Doamne, sunt vinovat, punct. Nu-i nimeni altcineva de vină. Nu-i din cauza lui vecinul, nu-i din cauza lui mama, lui tata, lui pisica, lui vremea de afară, cu plouață. Este numai fără de legea mea. Îmi cunosc bine fără de legea și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Dacă vreau să fiu curățat apoi, atunci strig la Dumnezeu pentru că numai El poate să curețe păcatul și El poate să îndepărteze toate aceste consecințe ale păcatului. Pierd vremea și mă înșel dacă cred că pot să scap altcumva de aceste consecințe ale păcatului. Murdăria păcatului. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Păcatul este o povară. Este o trudă a sufletului. Acolo Domnul Iisus nu vorbește despre truda muncii în grădină și despre povara, mă rog, muncii fizice. Pentru că spune, vă voi da o odihnă pentru sufletele voastre. Nu este vorba despre oboseala trupului. Iar sufletul este împovărat de păcat. Este împovărat de absența lui Dumnezeu, de absența binecuvântărilor lui Dumnezeu. Și numai El poate să anuleze aceste consecințe, murdăria, rușinea, frica, ruina. El este medicul cel bun. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9 spune, dar dacă ne mărturisim păcat, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm, facem pe El mincinos. Dar dacă ne mărturisim păcat, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curețe. Sau să ne curățească. De asta strigă David aici. Își recunoaște păcatul, dar nu-i suficient. El vrea curățire, vrea să dispară efectele păcatului. Vrea să fie alb ca zăpadă. Vrea să fie curat. Vrea să nu mai simtă mizeria, rușinea, povara, tristețea. Vrea să aibă din nou bucuria mântuirii. Nu există altă cale de curățare. Orice altceva încercăm este doar o cârpeală. Dar numai Dumnezeu poate să curățească. La cine strigăm noi pentru curățirea păcatelor? Cine te poate spăla? Cine te poate face mai alb ca zăpada? Este numai Domnul. La tine strig, spune David. Ai milă de mine. Și al treilea punct după curățare este consacrarea. Și asta este îndeplinirea restaurării. Ești pus înapoi, la loc. După ce tângea David cel mai mult în timpul acesta? El tângea să fie iarăși în slujba Domnului. El tângea să fie iarăși psalmistul iubit al lui Israel sau plăcut. Să fie iarăși slujitorul pe care
Dumnezeu îl folosește, omul prin care Dumnezeu lucrează și prin care dă biruință. Dumnezeu a dat mari biruințe prin David, dar în timpul acesta, în anul acesta, David nu mai simțea că este folosit de Dumnezeu. De aceea el vrea să fie restaurat, vrea să se consacre înapoi în slujba Domnului, însă Dumnezeu nu folosește vase murdare, de aceea trebuia să fie curățat mai întâi. Și pentru asta trebuia să mărturisească păcatul. În versetul 14 și 15, David spune, scapă-mă de vina sângelui vărsat. Vedeți care este povara care a apăsat asupra lui? A încercat să se minte singur și să zică, lasă că o meritat urie, că trebuia să duc acasă când i-am zis, da? Și când a venit Nathan și a zis, tu ești omul acela. N-a mai adus nicio scuză. Și acum spune, eu sunt vinovat de sângele lui Urie pe care l-am vărsat. David nu vorbește în general acum aici. Vorbește exact despre fapta pe care a făcut-o. Pentru că asta i-a reproșat Dumnezeu prin Nathan. Scapă-mă, spune David, de vina sângelui vărsat, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Și limba mea va cânta cu glas tare dreptatea ta. Iată după ce tângea David. David nu mai putea să cânte dreptatea lui Dumnezeu. Nu știm de ce. Poate nu mai avea glas, poate nimeni nu mai băga în seamă, poate nu avea dispoziție, poate nu mai avea inspirație. Nu știm de ce. Poate că harpa lui nu mai cânta așa frumos. Dar David tânjește să laude din nou pe Domnul. Însă el spune, pentru asta trebuie să mă curățești, să mă scap de vina sângelui vărsat. Să anulez consecințele păcatului meu. Versetul 15. Doamne, deschide buzele și gura mea va vesti lauda ta. Vedeți, David nu vrea să scape de tristețea asta, de mizeria asta, de vina asta pe care o simțea în conștiința lui, ca să poată să-și vadă de viața lui în continuare. David vroia să scape de toate astea ca să poată să-L laude pe Dumnezeu. Amin? După asta tângea el. Nu era interesat cu ce va trăi el mâine, dacă își va mări palatele, dacă va lăsa moșteniri la copil. El era deranjat că nu mai putea să laude pe Domnul. Și buzele lui nu mai puteau să aducă glorie lui Dumnezeu. După asta tângea el. Oare ce cântase limba lui David pentru un an de zile în timpul acesta? Numai el știe. Și acum, fiind ușurat de păcat, David a început din nou să laude pe Domnul. În versetul 13 el spune, atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. David spune, Doamne, scapă-mă, spală-mă de păcatul acesta, curățește-mă, fă-mă mai alb ca zăpada. Ia rușinea asta de la mine, căci numai eu am păcătuit, eu sunt vinovat. Și atunci voi fi o pildă pentru toți păcătoșii. Și îi voi învăța și pe ei cum să fie restaurați. Și le voi povesti despre păcatul meu. Nu voi ascunde rușinea prin care am trecut. Și iată, David nu este rușine să scrie în cuvântul lui Dumnezeu ca să rămână peste mii de ani. Dacă n-ar fi scris asta despre David aici, vedeți, unul dintre motivele pentru care Biblia este cartea scrisă de Dumnezeu și nu este ca și orice altă carte scrisă de oameni, este fiindcă aceste cărți pe care le scriu oamenii întotdeauna se termină frumos și eroii lor sunt oameni perfecți. Nu găsești nimic rău la ei sau un film. Eroul principal e un om perfect. El întotdeauna face numai bine și așa mai departe. În Biblie nu există astfel de eroi principali care se facă tot timpul mai bine. Oricât de bune ar fi, oricât de viteji ar fi, oricât de lăudabile ar fi, dintr-o dată și arată rușinea. Și David scrie, Doamne, scapă-mă de asta și o să învăț și pe ceilalți oameni. Pentru că toți suntem păcătoși. Nu există numai unii care să fie păcătoși. Și el scrie psalmul acesta ca să ne învețe și pe noi cum să fim restaurați. Nu-i pasă că noi o să aflăm rușinea lui. Și că noi o să vedem, băi, dar David, cum a putut el să facă așa ceva? Numai mândria nu te lasă să faci asta.
David spune, nu voi ascunde păcatul, ci voi învăța pe alții din greșelile mele, ca să nu facă la fel. Un an de zile David a tăcut și nu a putut să învețe pe nimeni, dar acum era restaurat. David era o voce cu autoritate. Și dacă spunea ceva, oamenii îl ascultau. Pentru că Dumnezeu îi dăduse biruință, dar acum nu mai avea curaj să dea niciun îndemn. Nu avea curaj să îndemne pe nimeni. Și David spune, scapă-mă de asta și îi voi învăța pe păcătoși căile tale. În versetul 16 și 17, David învață o lecție personală despre iertarea păcatului și despre restaurare. Ei erau în vremea vechiului legământ și în legământul în care ei trăiau, Dumnezeu le spusese, dacă ascultați de toate poruncile mele, eu vă voi păzi și vă voi binecuvânta, dar dacă veți călca o poruncă, eu vă voi blestema. Și când veți păcătui, atunci trebuie să aduceți jertfe, trebuie să veniți la cortul întâlnirii, trebuie să țineți asta, trebuie să faceți, să respectați anumite rituale din cauza păcatului. Și acesta era legământul cu sub care ei trăiau. Și probabil că David încercase unele din lucrurile acestea în anul acela. Probabil că dusese jertfe, probabil că se dusese la preoți, probabil că făcuse tot ce trebuia făcut. Mai puțin ceea ce mărturisește în psalmul acesta. Să-și vadă păcatul așa urât cum era, să-l aducă fără nicio altă scuză înaintea lui Dumnezeu și să ceară curățire de la Dumnezeu. Probabil că David credea că o să-l curețe jertfele și ritualurile religioase. Dar David spune aici că și tu nu dorești jertfe pentru că ți-aș fi dat. Ție nu-ți plac arderile de tot. Cum adică? Păi Dumnezeu tocmai asta le cerea sub legământul acela. Da, Dumnezeu cerea lucrurile acelea ca să fie doar o amintire a mielului fără cusur care avea să vină. Dumnezeu cerea jertfele acelea pentru că trebuia să curgă sânge în continuu ca să le arate că păcatul lor încă este neplătit. Și că nu s-a plătit vina păcatului lor. Dar jertfele acelea și ritualele acelea și cortul întâlnirii și preoții nu puteau să le cureze păcatul. Numai Dumnezeu putea să cureze păcatul, chiar și atunci. Și asta învață David aici. Și el spune, jertfele lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit, Dumnezeule. Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. David nu învață pe oameni din vremea lui că nu trebuiau să mai țină legământul, că nu trebuiau să mai ducă jertfe și arteri de tot și jertfă pentru păcat și așa mai departe. Nu asta învață, dar David învață dacă vreți să fiți cu adevărat curățați, trebuie să strigați la Dumnezeu. Pentru că ritualurile și jertfele și legea nu poate curăța păcatul. Legea și jertfele doar îți arată păcatul. Din cauza asta trebuiau aduse jertfe, pentru că păcatul tău este încă acolo. Din cauza asta nu s-au oprit jertfele și sângele. Pentru că păcatul era încă acolo și legea doar ne arată păcatul. Dumnezeu singur este Cel care poate să curețe păcatul și El o face prin har. Nu prin jertfele pe care le aduci. Ci o face prin har. O face prin credință. Pentru cine? Pentru toți cei care au inima mâhnită și zdrobită de păcatul lor. Acestea sunt jertfele pe care le caută Dumnezeu. Spune, o inimă mâhnită, un duh zdrobit. De ce? De păcatul tău. Dumnezeu nu-i place, cum ne spune, ce credeți că postul plăcut Domnului este să-ți îngrop capul, să stai capul în jos ca un bieferit, trist toată ziua și să nu te bucuri și... Nu asta este postul plăcut Domnului. Nu este plăcut Domnului să fii mereu trist și inima mereu mâhnită. Nu, de păcat să fie mâhnită. Și Duhul zdrobit. Nu așa în general. Dumnezeu se bucură să ne dea bucurie. Dumnezeu, dar de ce spune aici? Dă-mi iarăși bucuria ca să pot să-ți cânt buzele mele să fie vesele. Acesta este omul plăcut lui Dumnezeu și omul care umblă cu Dumnezeu. Dar atunci când păcătuim, Dumnezeu dorește o inimă zdrobită și mâhnită și un duh mâhnit și zdrobit. Astea sunt jertfele pe care le apreciat. Cu alte cuvinte, pocăința și mărturisirea și dorința aceasta să fim curățați. Acesta este procesul de restaurare a celui păcătos, de corectare a celui care a greșit, de readucere pe cale a celui care a alunecat și a căzut. Acesta este procesul. Și iată că David se ține de cuvânt și ce a promis Domnului face. Îi voi învăța pe păcătoși căile tale.
Și Dumnezeu l-a restaurat pe David și David a putut chiar să cânte Domnului și să poarte luptele Domnului și să aibă biruințe numele Domnului. Și David ne arată toată rușinea pe care el a avut-o și păcatul lui. Și acesta este procesul de restaurare. Confesiunea. Îmi cunosc bine păcatul. Fără de legile mele stau necurmat înaintea mea. Numai împotriva ta am păcătuit, Dumnezeule. Apoi, după ce ne-am recunoscut păcatul, trebuie să strigăm după curățarea. Numai Dumnezeu poate să curățească. Și curățirea, noi știm mult mai bine astăzi cum poate fi făcută. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Sângele Lui ne poate curăți de orice păcat. Prin credință. Prin credință, prin harul lui Dumnezeu, fără să merităm. Dar El așteaptă să cerem, să dorim să fim albi ca zăpadă. Să dorim să fim curați, să dorim să fim despovărați de păcat. Să dorim să dăm jos această mizerie, să fim spălați și curați. De ce? Ca să putem să lăudăm pe Domnul, să putem să-L glorificăm pe Domnul, să putem să învățăm pe alții cum să aibă părtășie cu Domnul. Ca să putem să ne consacrăm din nou în slujba Domnului. Pentru că Domnul nu folosește vase murdare, ci doar vasele de cinste. Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Amin.